Onorată audiență, dragă Benoni, dragă Titus, vă mulțumesc tare mult pentru oportunitatea pe care mi-o dați astăzi în fața atâtor invitați de a adresa câteva cuvinte. Dați-mi voie, înainte de toate, să vă felicit pentru activitatea îndelungă a grupului de rugăciune din Parlamentul României. Manifestările dumneavoastră, an de an, sigur cu scurta pauză generată de pandemie, reprezintă dovada limpede că țara noastră respectă toate confesiunile, iar acest grup este de mult timp un simbol al apropierii dintre noi, dintre oameni, un mod de a aduce în fața societății întregi modele și direcții spirituale. Este pentru mine personal un semn de bun augur că evenimentul acesta de amploare al dumneavoastră a avut loc chiar astăzi, într-o zi importantă pentru femeile din România. Astăzi a avut loc un eveniment, s-a terminat recent, intitulat Femeile parlamentare din România și promovarea egalității de gen ca angajament național, un eveniment organizat sub înaltul patronaj al președintelui României și cred că de acum încolo în România, dezbaterea din societatea noastră despre egalitate de gen se va purta cu totul și cu totul în alți termeni. Trebuie însă să nu uităm faptul că nenumărate femei, nu doar din România, din întreaga lume, au suferit. Au fost, sunt și vor fi victimele violenței domestice, au înfruntat agresiuni emoționale, fizice, au fost private de mijloacele de existență. În prezent, în Ucraina, femeile reprezintă o mare parte a victimelor agresiunii nejustificate și neprovocate a Rusiei împotriva țării lor. Și cred că în seara aceasta este poate cel mai bun prilej, indiferent de confesiunea fiecăruia dintre noi, să rostim în tăcere o rugăciune pentru toate acele femei care au avut de suferit în această perioadă. Trebuie să ne rugăm pentru ca în lumea aceasta, în care suntem și noi o parte cât de mică, să punem capăt suferințelor, să punem capăt conflictelor și disensiunilor, să punem capăt folosirii forței oarbe pentru a face rău semenilor, în numele unor proiecte care amintesc de epoci întunecate ale istoriei, care nu trebuie să se mai întoarcă vreodată. Haideți să ne străduim împreună ca umanitatea întreagă să se bucure de una dintre cele mai valoroase și importante embleme ale sale, pacea. Pentru aceasta, protejarea drepturilor, a tuturor libertăților, inclusiv a libertății religioase, este foarte importantă, pentru că reprezintă cea mai înaltă garanție dată umanității pentru protejarea păcii, a fraternității între oameni, a empatiei, a solidarității, a unui model de societate care să includă pe toți și să nu excludă pe nimeni. Vă mulțumesc tare mult încă o dată și vă urez o seară minunată!